Mergea la Puja întâia dată. Brățări, cristale, amulete își atârna îmbujorată. Avea chiar 6 anișori. Era vădit emoționată. Așa sariuri și podoabe nu mai văzuse niciodată. În ochii blânzi de căprioară, lumina Kundalinii strălucea. Altarul să-l împodobească, primele flori le aducea. Poiana soarelui atunci era în prag de sărbătoare, când echinocțiul deschidea drumul luminii înspre soare. Îți mai amintești? Da. Mirosuri de santal migrau și flori cu sahasrara mare, trei cântăreți se acordau în imnurile vibratoare. Și Rimatagin, irmana Devi, era și ea sărbătorită, precum fetița în sari, ce spunea mantra în sanscrită. Iar ritualul indian se încheia cu cupa plină și toți erau mai fericiți sorbind ambrozia divină. Brașov, 21 martie 1994.